Bun, 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 bun. Ok, 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 ok. Demon. Trebuie să... să mușcăm. Hai să mușcăm niște... bărbați. Nu știu, cred că trebuie să muști de două ori sau... What? Mușca direct. Rapid. Am a murit Danny Dan. Danny Dan. Da, a murit un corp. Cine da, ideea e că avem vampir în meci. Da, pentru că Danny putem pune Dan. Protecție. Da. Mamă, ce mă robică? Robică e cu fulgere, cu astea. Lună. Super ok, sa. Unde era Danny Dan? La începutul meciului. Acolo, la cercul, la mine. La acolo, la... Deci tu l-ai omorât, Nicu. Păi eram mulți de tot la început de tot, adică nu știu dacă ar fi putut să fie cineva dintre noi sau putea să fie, dar animația de kill nu a fost pentru, la nimeni gen. S-a văzut doar cum a căzut direct. Da. Okay. Eu dau kill. Kill! Dai kill! Kill! Mă, Nicule, cu ei dai kill! Băi, Nicușor! Skip! E impostor! A dat okay. Skip. Ok. Da. Bă, deci e mega-o pe ăsta demonul, n-ai ce să-i zici. Hai, următoarea dată. Da, și aici cred că putem să dăm bite din nou. Bun. Ia what? Max? 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 Da. Salut. Ok, no, e fine. Bine, nici n-am mai pus lumina pe mine, eu acum am realizat. Ups, cred că e un pic am întunecat face schemul. Da, merge. Bun, deci eu trebuie să am grijă la protection-ul ăsta, că dacă e protecție jos și dau bite, o să dea animație de kill normală. Deci, na. Stai să vedem. Na, da, vă place meeting. Ia zine, vă rog. Nicu, nu apăsa pe butoanele tale, ok? Nu am apăsat butonul. Ai apăsat pe butonul tău de la special, de... special. Nu mai apăsa pe el. Nicule, nu îl apăsa, Nicule. Bine, Among Us, dar stăm în meeting. Gameplay de meeting. Nici nu încep. Am dat deja 10 meeting-uri. Hai, care mai dăm un meeting? Poți să votezi Nicușorul. Nicușor, da, foarte bine, Nicule. Deci te-ai votat singur. Bravo, Nicușor. Te spargi de râs, efectiv. Câte meeting-uri să dau, bă? Că murind de râs, ești nebun. Ok, o să dăm o sabotare eventual ceva și după aia dăm bite. Deci, e efectiv combo perfect. Nu ai cum mai bine de atât. Dai o... Bă, da, Nicu! Afară cu Nicu! Afară cu Nicu! Nicule, te rog! Bro! Nu am pasat nimic. Are you serious right now, bro? Among Us atrolezi YouTuberii. Nu am pasat nimic, nu am pasat. Da, ți-l afară! Nicule, nu mai apăsa pe butonul tău! Nu mai apasă tu butonul, că nu mai pot. Nu o să mai apese. Nu mai apasă nimic. Doamne, Nicule, ce trolezi! Vreau să văd pe Nicu pe barcă. Panicu. Da. Panicu. Amicule, zic că nu era Jester. Dacă era Jester, s-a adus totul la gunoi. Ok. Deci fiți atenți, combinația perfectă. Efectiv, apeși butonul ăsta, toată lumea se deghizează și ai mușcat. Adică n-ai cum mai bine de atât. E efectiv insane. Problema care e? Ce se întâmplă? E Oana aici. Da, ce? Nu mai e Oana. Oare a murit sau că n-am auzit? Nu, sigur a murit. Nu se dă reactorul. Aha! Bă, chiar am jucat un pic, da. Unde l-ai găsit tu? La laborator. M-am întors. Okay. Laboratory. Deci fiți atenți, în laborator, stai, lasă-mă două secunde, Sammy, ca să spun. În laborator eram așa, eu, Sinner și Oana. Am plecat, da. Eu, a rămas Sinner, după l-am văzut pe Rafa și pe Skype acolo. Deci, practic, cam ăștia sunt suspecții. Deci, eu l-am văzut pe Max, că venea din partea aia de sus, de la laborator. M-am întâlnit cu el la, pe lângă greenhouse acum. Venea de sus. N-are cum să fie tot Max. Eu am prăjit bezeaua, am scos gunoiul. Chestii de-astea. Max e safe. Clasic. Băi, eu am o mică suspiciune pe domnul Laira Fahel. Opa, hai să auzim. Hai. Pentru că am stat de fiecare dată la început de tot, gen,
L-am văzut pe Rodby și pe Robică cum au făcut de fiecare dată bezeaua. A venit Rafa, s-a pus lângă bezea o secundă și a plecat, gen. A făcut-o repede. A făcut bezeaua repede. Nu prea merge repede. Da, știu, asta mi se pare singura suspect. E posibil și Joker sau ceva. Bă, eu doar v-am zis care suntem suspecții. Și gen, okay. Suspect care și doi. Erau mulți acolo, so. M-am întâlnit și cu Max, mai era cineva de urcase. Bă, mă, dai afară copii cu tot, deci. Are și el doi copii, tu nu dai seama ce faci. No, mă, deci nu. Are copilul lui Sinner și copilul lui în brațe. What? Da. E cum nată mi-o. Da, eu o să dau skip. Da, nu știu. Bun meeting. Bun meeting și ăsta. Dar a zis bine, Sami. Suspecțiune este ai Rafael. Da, Robica, a zis robotat. Bine, Sami, dar în același timp pot să fiu jester. Și atunci, sorry, bro, poate m-am prefăcut special ca să mă dai afară. Adică nu pot nici ei să o... Poate da, poate nu. Faza cu Zasami care e problematic. Nu știu ce rol are el, dar el vrea să facă pe detectivul, înțelegi? Și atunci când face pe detectivul, trebuie să îl rezolvăm. Cum îl rezolvăm? Trebuie să-l gătim pe Zasami. Adică el nu face task-uri. El pur și simplu stă și analizează. Și pe noi ne încurcă acest aspect al jocului. Nu știu jocuri Horror Sky ce plănuiește el să facă. Dar... O să-i dăm un bite mic lui Zas. Ok, vreau să dau change-ul ăsta. Mamă, ce bite îi dădem acolo. Să-i dăm un bite lui Zas. Ok, să dau timp înapoi. Unde suntem, mă? Hmm. Ok. Nu e nimeni aici. Păi ce fuge Zasami, vreau să-i dau kilan. Că e cu ochii pe mine șobolanul și nu-l prind, efectiv. Mamă, și dacă o să cobor jos și mușc, o să mă vadă ăștia. What? Nu merge să dau... Nu poți să sabotezi, ești nebun? Hopa! De ce? Ok. Da, faza e că Sami stă pe binoclul ăla și o să-mi dea bait. Deci, mi s-a blocat jocul din păcate și nu mai pot să dau... Nu mai pot să dau ăla zi. Da... Pot să dau... Hai să dăm reactorul. Bombe pe mare! What? Deci eram cu Max pe ăsta, pe telescopul ăla și voiam să mă mai plimb și eu un pic și văd că era Max mor lângă mine. Opa. E vampir probabil. Păi, nu, dar a fost de dinaintea mea la telescop și stăteam amândoi și când am vrut să ies să mă mai plimb... Că verde e soată, fac. A dat păi și cineva timpul înapoi, parcă... Da. Asta... Eu eram lângă Sky și s-a dat niciodată timpul înapoi. Credeam că e ele, dar nu știu. Nu, frate, ce le-am cu tine? Și lui am. Da. O să câștigăm la task-uri. Da, ar trebui, dacă le faceți. Gen, ideea e că eu am dat diffuse la bombă și bomba era lângă greenhouse. Era cumva camuflată după o chestie, gen, după o cupearcă. O să cred că nu avem Evil Guesser și să întreb... Eu ca detectiv, ce fac cu skill-ul de detectiv? Adică cum văd? Cred ce că fac? Să găsești corpul și să... Găsești corpul și o să vezi și ce urme. Ce ar fi dacă găsești un corp să-mi arăți mie, te rog? Bine. De ce avem cooldown la diffuse? Aici adică știm că atunci s-a plantat când apare cooldown-ul? Cooldown-ul e că nu poți să dai dai diffuse în timpul ăla, gen. Da. Păi da, am aflat că gen atunci știm că s-a pus bomba. Trebuia să dau kilane acolo, dar... A fost unlucky din păcate pentru că... De ce? Pentru că mi s-a buguit toată harta. Hopa! Mă, ce se întâmplă? Ia că mergem toți. Hai. Oricum să câștigă la task-uri. Azi e că e robică cu noi, deci nu putem să facem mare brânză.
Știu, mă, Zăsami trolează, nu înțeleg ce face. Unde e Zăsami să-i dau bai ce nu ai ce voiam să-l dau în gât pe Sky și a murit lângă mine. Hopa! Mie mi s-a frut că a ieșit din vent și a murit în fața mea. Unde sus murit? De tot la communications. Hopa! Cine a venit de sus? Cine a venit? Ce, pe scara acum a coborat lângă noi. Cine era? Hopa! Deci a luat o mușcătură de vampir. Da, mai a trecut pe lângă el probabil. Da, coborai către greenhouse. Am mai spus Sami că e kinda suspect că la început Ok, eu sunt acum fix la scara aia acolo. Eu n-am văzut niciun corp, efectiv. Păi, deci ai trecut prin communication? Bă. Sus de tot? Prin communication? Nu, eu am urcat pe scară cu Zăsami. Eu n-am venit de sus de pe communication. Bă, adică, da, au urcat scara de mine, jos, nu de cea de sus. Da. Deci. Gen, fii atent, noi am urcat pe la reactor. Eu după aia m-am întors înapoi și în momentul ăsta sunt în spate de tot. Eu nu știu ce ați făcut voi acolo. Sincer, mie mi s-a părut că a dat vent, Sky. Adică posibil să fii... Să fie inginer, să fi dat vent sus, să se fi întâlnit cu Rafa, dar e prea greu, nu știu. Deci la idee că... Băi, eu am urcat scara cu Rafa, gen, eu am urcat cu Rafa sus la reactor până la upper engine acolo și eu m-am întors după și eu am luat-o pe jos pe la greenhouse, pe la meeting. Nu l-ați văzut pe Sky pe jos? Aceste tascurile. Sky, dacă era dreapta sus. Noi nu l-am văzut dacă Sky era dreapta sus. Nu, eu nu l-am văzut pe, eu nu l-am văzut pe Sky. Deci nu l-a văzut nimeni pe Sky? Nu. Nu. Noi ne-am dus la lookout unde era soc. N-avem cum să-l dăm afară. Dar nu uitați că Rafa a fost suspect. Da, a fost suspect, dar nu poți să-l dai afară. Gen, că n-a trecut pe lângă el. La început de tot că mie mi s-a părut că a făcut un fake task. Ceea ce probabil o făcut. Hai cu taskurile, mai sunt la trei. Deci cum era efectiv să... Să fiu dat afară că l-am urât pe Sky care e impostor cu mine, n-avea niciun sens. Păi nu pot să dau kill pe șobolanul de Zăsami că prea joacă el să analizeze tot ce se întâmplă. Ok, trolăm un pic la spawn aici. Doamne, nu știu cine mai e, că Sky nu murea degeaba, n-are niciun sens. Am pus un jacal, deci cineva mai e cu noi, dar nu știu cine de kill-urile. Aia e toată șmecheria. Vreau să aștept să mi se facă bite-ul. O să dăm la mișto. Să mai facem oamenii confuzi puțin. Nu văd niciun player, deci înseamnă că toți stau stacați, n-ai. Adică n-ai ce să le faci, toată lumea stă la oaltă. Din ce observ. Bă, vezi că e inteligent să pui astea pe task-uri. N-am, toți sunt stacați. Doamne, mă plimb pe hartă degeaba. Cineva trebuie să facă kill-uri în afară de mine. N-am cum să fiu doar eu. Opa. Nu știu dacă vă ajută chestia asta. Am dat... Acest task-uri. Așa, important. Am dat skill-ul ăla de detectiv și eram lângă soa de fac. Și îmi tot apărea scris pe lângă mine sas cu verde. Nu ne la nimic asta. El e, mă. Alea sunt urmele. Alea sunt urmele. Așa ți apare urma pe jos. A, deci nu e. Sau e? Nu e. Vreau să spun și eu ceva, Rodby. I-am dat shield lui Sami în fiecare rundă. Deci eu te iubesc pentru asta, so what the fuck. Asta este karma, Sami. Nu știu cum funcționează rolurile astea. Am încercat să vă ajut. Nu, deci detectivul vede urme pe jos, așa e urma, gen sas. Bun, așa hai scrie. Să facem task-ul. Da, avem o informație interesantă. Vă rog, nu mai dați emergency, vă rog eu. Ok, deci avem o informație actually bună, n-a dat degeaba Rodby acolo. Înseamnă că trebuie să dau kill pe So, ca să nu mai poată să-i dea shield lui Sami. So o să stea cu Sami legat unul la unul ca să-i dea shield-uri. Deci eu dacă îi dau kill lui So, practic... practic, fii atent. O să facem în felul următor. O să-i trimitem pe toți la reactor. Mama, a murit perfect, Sami. Ah, nu are shield. Da, Sami moare acum. I-am dat de două ori bite lui Sami. Da, are shield, nu? Are shield-uri Sami! What? Am murit cu aici, am murit doi!
Băi, eu am văzut, cred, cine a făcut kill-ul, dar nu sunt sigur. Păi zi. Okay. Ce ai zi? Văzut? Gen, am văzut animația de kill, dar nu sunt sigur dacă era de la Rafa. Ai văzut ceva rugby pe detectiv? Nu, că nu eram pe lângă voi. Deci aici e ușor. Deci unde voi e kill-ul? E ușor. Suntem... Ia zi, eu? Nocivani, ce ai votat? Secret. Secret. Discret. Bine. Trebuie să okay. Votăm aici, o să mă făcut două kill-e în fog. Deci înseamnă că mai e un rebel de ăla și un impostor, probabil. Da, dar că da. Nu se fac task-uri. Noi puteam câștiga la task-uri, dar nu o să mai câștigăm. Nu o să mai câștigăm acum, trebuie să dăm pe cineva afară. Întrebarea e... Le-am făcut de 10 minute eu. Întrebarea e, ținem cont că Rafa a fost suspect. Da, Rafa e singurul suspect de la început, dar... Na, acum nu știu. E understandable. Ideea e că eu nu înțeleg unde e corpul. Corpul este lângă reactor la ciupercă. Da. Ok. Să vă ochile exact acolo în noi. Dar ciuperca și a fost... Am fost eu, tu, Nocivanu și Robica. Și Sinner. Eu eram deja în junglă. Nu știu să zic, eu... Eu nu sunt acolo, aia e chestia. Ba da, erai cu noi, erai efectiv. Eu am plecat de acolo. Am fost toți la reactor. Da, exact, de reactorul eram și eu și am plecat de acolo. Aia, dacă dai în kill trebuie și de la început știm că e un afară, vampir. Păi, nu, dar am văzut că cineva a dat animația de kill. Asta e ideea. Nu știu, eu zic că e Rafa, e singur. Animație de kill ai văzut? Ori Nocivanu, ori Rafa, mi se pare. Și Nocivanu mi se pare puțin. Da, ori Rafa, ori Nocivanu. Am dat două kill-uri insane acolo, dar... N-am ce să fac mai mult, adică am fost sas de la început doar din cauza faptului că am dat un fake task, atât. Yes, da, Task-urile nu le-am făcut eu pentru că eu căutam peste tot să reînviu pe cineva. Și e foarte ciudat la ăsta, la rolul de spiritualist, pentru că tu trebuie să stai 10 secunde pe un corp și să-i dai revive. Dacă iar pic impostor, e blestemul azi. What? Bă, e blocat pe o... Doamne, o să mă înjure să mi-e de mă sparge. De ce pic eu non-stop impostor? What? Sunt gambler. Deci eu practic sunt evil guesser, eu ghicesc rolurile. Aoleu. Ce se întâmplă, mă? Ok. Ia, că dăm reactorul, să ne strângem toți ca frații. A, l-a reparat cineva reactorul. Ai fine, cred că m-a văzut. Robica. Iar m-a văzut Robica! Nicu, bă. Bă, dar l-am lăsat pe Nicu în spate acum, că am fost cu Rod. Vreau să vă zic ceva, urme de mov pe lângă albastru care a fost omorât. De ideea e că eu am văzut și eu corpul și după am văzut cum și-a dat mov vent, gen în medbay. Care mov, Dani sau Recean? Nu știu. Mov, nu roz. Și mov e Recean, nu? Nu, e Rafa. Ce culoare? Ah, stai că au... Urme de mov lângă cadavrul. Iar e mă Rafa. Eu sunt roz. Rafa, okay. Cred care e hack? Oficial m-a sprins. Atâta? What? Ai desis? What? A murit Rodby. Păi da, pentru că l-a prins pe aia Rafa Hell. Eu îl suspectez pe Sinner că a făcut un fake task. Care fake task, domnul? Ai dat download. Unde era kill? Unde era kill? Ai mers la admin, ai făcut cardul, dar n-ai mai dat upload-ul. Da, pentru că eram mulți acolo și eu am crezut că se face kill. Ok. Dacă stai mult pe loc la început, e cam jale. Știm unde era kill-ul? Eu îl suspectez. Nu mai știm Max că Altel. Rodby e mort. Da. Nu știu dacă voi ați votat Rafa? Da. Eu am dat skip din greșeală. Și okay. Rafa a votat Rafa. What? Ok. Egalitate. Ce s-a întâmplat și cum am scăpat în viață? Habar n-am, dar Rodby și-a spus rolul, deci a trebuit să-i dăm kill. Ok, trebuie să-l rezolvăm pe Robica, prietenul nostru de nădejde, Rocean, unde e Robica? Bă, Robica m-a... Cred că e over cu cariera mea de YouTube. Stai un pic, trebuie să-l gătăm pe Robica care a rămas sus pe noi. Bă,
Oh my god. Dacă eu scap cu chestia asta, nu știu ce să mai zic. A murit Robica care m-a acuzat pe mine. Ia să auzim. Spartan este efectiv. N-ai cum așa ceva. Silențios. Eu spun că am fost hipnotizat. Nu știu ce. Ia, n-are voie hipnotizat? Să nu eu. So what the fuck, n-are voie să vorbească. Nu știu. Dar de ce n-are voie? Că este... E șușuit. Vezi? Hai zi, Dani. Atât, am fost hipnotizat, am dat report pe un buddy, nici măcar nu știu pe cine. Și ce ai văzut când ai fost hipnotizat acum? Nu, dacă intru în alea albastre, de ce nu-mi iau hipnotiză de aia? Ești de la cadavru. Ești impostor. Păi, zic ordine, am asta vă bostină, merg. S-a rezolvat. Ești un rol neutru, probabil, sau... Mă, nu e adevărat, gen... Am găsit impostorul. Medbay. Oare ești impostorul neutru sau ce rebel? Ce e interesant că Rafa a venit de pe hol, nu? De da, jos. Eu cred că o să dau skip. Eu de pe hol de jos? Da, ne-am întâlnit la reactor pe acolo. Eu votez de Sami că a călcat pe hipnoză. Eu zic că e Rafa. Doamne. Sau de Sami cu hipnoza. Da. Cine ne-a votat? Hai, Dani Dan. Dani Dan. Dani Dan. Care a fost hipnotizat. A dormit. Bă, eram hipnotizat. Hipnoză, scoală, bă. E război. Doamne, cum nu sunt votat afară, nu înțeleg. Și cum jocul, băi, ce se întâmplă meciul ăsta? Cum nu mă dau afară? Fac cele mai proaste kill-uri care se pot face. Adică am dat niște kill-uri random, n-am tăiat lumina, am dat direct așa, jap. I-am dat capacul Robica, a uitat toată lumea că Robica m-a acuzat. Gen, Robica m-a văzut efectiv cum eu am dat vent. Aia e faza, deci... Vezi, eu am dat kill aici, că nu știu harta, așa am dat la troll. Și efectiv poți să vezi, uite, deci știu cum vezi în sus. Ia. Deci, eu vreau să știu ce are So What The Fuck de spus, pentru că el n-a putut să vorbească în meciul trecut. Ia zi mă So. Ia zi So. Salut So What The Fuck. Uite, a dat și report. Deci, în primul rând, cred că Sami e Joker. Așa. Și în altul rând, mi se pare foarte dubios în continuare, Sinner, că nu vine să facă task-ul celălalt. Mi-am luat hipnoză, So, unde să mă duc? Deci, n-ai mai bine, eu te aștept aici la Aplos. So, pe lângă faptul că ai făcut fake task în Shields când am fost acolo. Bă, lasă. Ce zice Sami, bă? Nu-l băgați pe Sami. Eram cu jocuri horror și cu So What The Fuck. Și So What The Fuck a făcut cel mai mare fake task ever. La ce? La Shields. Da, are dreptate, zis că ai ceva. La Shields, gen, Shields, Shields-urile. Am făcut cu ei, dar n-am făcut în persoană. Dar nici n-am stat la Shields. Nu mai am dat schimb. Ce minți. Rocean, zici ce-ai votat. Sami e Joker. Da, Sami e Joker. Te pupăm. Gen. Eu votez la Sami. Bun. Chiar l-a călcat pe hipnoză. Na, ce trebuie să fac? Eu să-l votez pe aia, Rafael. Care doi copii, bro. Bă, de ce pe mine? Bă, haideți din toți patru pătări. Bă, la copii. Bă, eu vă zic, eu vă zic sincer, n-are niciun sens ce se întâmplă. Sunt între impostori. Sami e Joker care e al patrulea impostor. So, eu nu înțeleg ce rol are sau Sinners. Ce se întâmplă, bă? Eu cred că am omorât persoanele perfecte meciul ăsta, încât, gen, nimeni nu vrea să zică și să prindă impostorul pentru că ei vor să câștige ei. Că, gen, ei sunt neutri sau rebeli, înțelegeți? Și nu sunt crewmate. Deci, noi care am mai rămas pe navă, nu mai este în crewmate. Noi aici suntem. Și nici eu nu știu ce suntem. Ce se întâmplă? Deci nu cred așa ceva. A murit la ăla. Na. Sumbă, nu știu, bă, bine, bă. Bă, dar n-am zis să mă bătați de Rafa de la început. V-am spus de la început, adică bă, l-am picat astăzi eu, Rafa și Oana la impostori, de nu. Deci într-una. Nene, ce să zic ceva și eu. Ia. Eu vreau să știu motivul pentru care... Eu am vrut să fac kill la Rafael. Da. Eu am omorât pe mine. Na. Bă, Nicușor chiar vrea să-mi dea kill acolo, că mă urmărea. Mogus Amogus. Mamă, vezi cum... What? Mamă! Stăm bine de tot aici, stăm bine. Stăm bine, se... Stai așa să mă deghizez în cineva și să dau kill. Dar nu văd niciun player. Ia. Opa. Dăm și ne un vent ca Max și altele. Ia.
Eu l-au găsit pe Sam. Kill-uri. Două, trei. A, crezi că două sunt. A, doar două ai făcut tu. Da, doar două am făcut eu. Da. Și n-am nicio informație. Kill-ul este între Brig și... Care? Și acela cine e? Griu, Robica. A, Robica. Mamă, pe frate tu l-ai omorât. Da. Unde ai zis că e? Sub Brig. Nu, sub Brig. Fix o, cum singer, e cum ai putut să faci asta? Ar fi era pe acolo, doar pe l-am găsit, din păcate. Doar pe l-ai omorât. Da. Da, nu știu, dacă n-a văzut nimeni. Deci erau trei corpuri totuși. Și Nicușor. Să fie un cleaner? Nu l-a văzut nimeni pe Nicușor? Nu. Nu? Eu l-am văzut doar pe Daridan. Daridan era... Era da, avem informații în cazul ăsta. Eram sus, sunt suspect? Da. Nicu ce a murit. A murit, asta a făcut. Ah, da. Corect. Dăm skip. Da, skip. N-avem ce să facem. Minusul la impostorul ăsta e că durează până se deghizează, aia e chestia. Adică... apărea acolo că Fink used the Hawkeye. Hawkeye-ul își dă zoom și vede toată harta. Deci nu știu dacă m-a văzut Fink-ul, că eu efectiv stăteam pe corp. N-am nicio idee. Nici nu poate să zică Fink-ul care e... E... Zniciu, știi? Are o abilitate nouă. Poate se vadă, își dă zoom-ul, dar nu știu dacă vede toată harta sau mare parte din harta. Dar asta cu identitatea e un pic dificilă, că durează până te transformi. Hai să vedem în cine ne mai transformăm. Uităm un pic pe camere, Oana și cu Max. Ok, stau un pic aici, poate vine cineva să repare lumina. Da. Da, cred că se prinde sau dacă mă deghizez în el. Mamă, Oana! Cred că se prinde S.O. dacă mă deghizez în el, aia e chestia. Cred că trebuie să dau altfel de kill. S-a dus Max. Da, n-am apucat. Știu cine e un killer, oameni buni, dar spune-mi. Ce mă, eram un Sky? Zi, Dani. Nu. Am eu abilitatea și ea și văd harta mai de sus, știți? Cum a zis, Ok, Dani, Dan pleacă. Da, chiar sunt o dronă eu în persoană, Dani, pentru că vă zic Dan, că soată face. Dani, Dan, trebuie să-l omorâm. Opa! L-am prins. Ești sigur? Zice că am dură, Dani, ce-ai văzut? Dani, sigur nu e o clonă? Că eu l-am văzut de două ori pe soadă, fac o trecut pe lângă mine. Ok, poate fi și clonă, dar în zona de showers, în zona aceea a fost Okay. Și unde l-ai văzut pe Soco trecut de două ori pe lângă tine, Max? Nu mai știu, sincer, că harta asta e destul de necunoscută pentru mine. Da, inclusiv la Gabrum. Acum la sfârșit la Gabrum, parcă. Okay, mapa asta e necunoscută. Eu nu eram deghizat în Soco. Nu, dar o învăț. Și ce ai văzut, Dani, că nu înțeleg? Pe scurt, mi-am dat o abilitate, am văzut harta mai de sus ca o dronă și am văzut cum un soată fac dacă există clonă, a făcut kill. Atât. Pe cine? Problema este că eu într-adevăr eram la gap room, Dani. Nu mi-amintesc pe cine, pentru că era fix la... Unde ai văzut că a făcut kill, Dani? Până la showers. Mă înseamnă că Dani e zniciu și soie rebel. Un kill este într-adevăr în electrical spre security. Putem să-l omorâm pe S.O. Dacă omorâm pe S.O. pierdem. Da, doar unul s-a făcut. Îl ascultăm pe Dani Ban sau... Ideea e că poate fi clonă, pot să greșesc, dar 100% era un soată care a făcut kill, eu l-am votat, nu știu acum. Bă, nu știu să stau asta sigur, nu știu. E poate să fie clonă, v-am zis. Hai să ținem soas și să nu-l dăm de acum, că n-are rost. Poate nu mai fac niște chimica. Sau hai să-l dăm direct de acum. Hai să-l dăm direct de acum. Capitan, nu vrei timp. A, da, capitanul, puterea. Bă, frate, chiar nu-mi dau seama, sincer. E grav că ai ieșit S.O. pentru că am rămas doar eu care fac kill-uri. Trebuie să facă toate task-urile, practic, dar Dani Den e primul care pleacă. Adică pe Dani Dan o să-l ținem cu colțul ochiului, trebuie să-i dau kill, n-am ce să-i fac. Dani Dan, e insane ce se întâmplă. Oh my god, bine că nu s-a dus nociv în sus, că e insane. Mamă, dacă se ducea nociv în sus, era efectiv over. Oh my god, nociv a trecut pe lângă kill și nu știe. Fii atent că pot să mă deghizez în Dani Den. Ai, ai, ai. Ok. Eu nu o să fac asta. Hai mă că...
Ok, nu mai fac. Hai că... Am dat reportul doar pentru că nu se repara și... Deci fiți atenți că am informații. Eu eram ăla să bag cod. A, okay. Eu pot investiga și mi-apare sas pe unde trece impostorul cumva? Nu, nu, deci alea sunt urmele, așa arată la urme, nu, da. Nu e sas. Urmele oricui sau urmele... Da, la urmele oricui. Ah, bun, okay. Hai să o luăm puțin logic. L-am găsit în electrical sus de tot, în cea mai nordică parte. Bun. A electricalului. Mac... Și era Rafa pe lângă mine în apropiere, doar da. El a fost. Da, Mac și Sinner au fost cu mine la viewing deck. Adică deci n-aveam cum să facem kill-ul ăla. Okay. Bun, da. Și când a fost asta? Acum. Nu eram la viewing gen... deck. Eu am trecut prin electrical, dar nu am văzut în sus acolo gen... Da, știu, nici eu m-am dus random, că nu eram... știam cum să urc. Da, eu m-am dus să fac report pe aia. Oana nu a zis nimic. N-am zis că ai fi, tu am zis că doar cu tine m-am întâlnit. Da, înțeleg. În Gebrum. Deci noi trei suntem băieți de treabă, eu cu Sinner și Max. Da, n-am făcut kill-ul ăsta de acum. Nu știu ce să zic de Oana și Rafa. Sinner, tu abia acum veneai mai devreme. Ce zici, Oana? Nu, am venit de sus, am venit de sus. Nu, a fost deja. Ok, bine. Nu știu, între Rafa și Oana trebuie să votăm pe cineva. Da, eu zic să nu-l votăm neapărat pe Rafa, pentru că am trecut și doar eu pe lângă el și nu mă omor, dar zic că pe el l-am văzut în zona electrică. Zi mă rog, zi pe cine face, dăm. Faza e că se face doar, vrea, pe cine face vrea, doar un singur kill. Rafa are bebeluși, deci votez Oana. What? De ce pe mine? Da mă, nu, care da, bebeluși. Da, Rafa are copii pe bune. E nepotul acolo. Votați pisicuța nevinovată. De ce s-a votat? Nu are niciun poate sens. Poate e vinovată. De ce s-a votat? Cred că era Rafa. O să dea report, mă, o să dea emergency ca să mă voteze pe mine, dar vezi că numai unul singur, nu mai e ce să face, că toți stau călare. Aici nu trebuia să se voteze deloc, pentru că mai e un singur impostor, n-are cum să omoare pe toți. Gen, e chiar o greșit, dar pică vina pe mine. Aia e problema. O să dăm ăsta și trebuie să dau un kill. N-am ce să fac altceva, efectiv. Ok. Nu îl lăsați pe Rafa să câștige, ajutor! Deci tu zici că e Rafa. Max da, e mort! Mă, da. Max e mort. Max e mort. Spune-ne ce ai văzut. Am dat emergency, ce să vă zic, am dat emergency că a rămas noi puțin, să nu se piardă meciul. Deci măcar n-ai venit deci, la... Deci cred că mai e doar unul. Deci Sinner e băiat de treabă. Sinner e băiat de treabă. Hai să luăm logic. Era în zona electrică de Rafa, am dat-o pe Oana afară și suspectam pe Rafa și pe Oana. Deci următorul dat afară e Rafa. Sau poate nocivanu. Ok. E și asta o posibilitate. Este o posibilitate, Rafael. Dar o să câștige Rafa. Eu v-am zis că nu am văzut ce văzut roluri nociv. Aveți, băieți. Că bun, nu cred că mai e Vilghesa. Eu sunt capitan. Nu ești capitan, pentru capitanul a dat deja să mor. Când a dat votul. Am dat force out și n-am fost dat afară și eu credeam că o să mor când am dat afară. Afară nocivanu, afară nocivanu. Bă, sunt capitan. Deci stai așa, deci tu ai dat pe cineva afară, pe cine ai dat afară? Ascultă-mă, am fost eu capitan și când am dat force vote, am fost dat afară, punct. Poate te dă afară dacă nu e impostor și rămâi da, dacă e impostor. Aia, dacă nimerești. Pe Sol a votat. Pe Sol. Da, deci înseamnă că Sol a fost. Atunci hai să-l dăm pe Rafa, credem pe nocivanu. Bă, deci dacă eu am zis că l-am văzut electrică pe Rafa și nu dar e copii Rafa, nu știu ce să zic. Asta e. Eu am dat vina pe Rafa și Rafa nu a dat vina pe mine. Deci el s-ar fi apărat acolo. Hai, papa nepotul. Hai, gata cu nepoții. Prea multe nepotisme. Ba, a murit. Asta a fost. N-am ce să fac. E prea greu să câștigi singur versus mai mulți. Da, mă, aveți dreptate. Da, mă, da. Bine, mă. Capitanul e dreptate. Bine, mă. Moare doar când votez greșit. Bine, mă, Nicu. Da, am făcut un kill. Nicu era șerif și a venit și m-a omorât. Ce-ai făcut, Sky? Că n-ai făcut niciun kill. Păi, va menține cu sau firmare capac. L-am împietrit pe Rodby, cred că atâta tot am apucat. Da! Nu mai împietrit. Copii băgăcioși. Da. Nu! Bă, pic non-stop impostor! Dar de ce pic același rol? Doamne, ce se întâmplă, boys? Ia că i-am dat bai lui Max. Am murit în aer. Bro, nu e normal, nu e normal ce se întâmplă. Opa. E foarte normal ce se întâmplă. A fost... Bro, tu nu erai acolo acum? Nu! Unde a murit? În storage, au murit amândoi. Unde? Deci eu eram acolo. Vreau să spui că eram acolo. Fugi cineva. Sinner e efectiv o servietă. Parcă pe tine te-am văzut. Am adus pachetul. Doamne. Ok, deci unde e corpul? În storage. Ia să analizăm.
Eu vreau să-l votez pe Rafa, sigur, iar impostor. Deci a murit Max și fix după a murit și Sami. Doamne. Nu, eu am picat același rol. În același timp, dacă ce rol ai picat tu, Rodi? Nu zic că... După aia promitem că nu te dăm afară, dacă ne zici. Nu vă zic, că mă omoară Evil Guest-ul care e gambler, de fapt. Okay, eu dau Rodney. Eu dau chip, un chip. Nu știu unde. Deci tu dai kill, da? Bun, dau chip. Dau chip. Chipul tenis, chipul tenis, s-a votat chip. Nu înțeleg de ce ping nu o stop impostor. Cine m-a votat e rău. Ce s-a întâmplat, mă? E și Nicușor și... Na. Doamne. Mă simt ciudat acum că pic non-stop. S-a pus protecția gravă, gen. Faza e că o să stea toți împreună, dar suntem trei, deci... Nu vreau să calc pe ciuperci. Hai că suntem fix noi, ești nebun. Uite. Bă! Ce se întâmplă, mă? Unde e corpul? Cine a murit, Sky? Hai, what? Ce s-a întâmplat, mă? Le-am dat înapoi. De unde ai știut, oh, că a murit, Sky? Oh my god, Sky a fost pe lângă mine, după aia s-a dat timpul. Mă, era oana între trei impostori. Știu, știu. Eram Rafael, eram Robi. Băi, stai puțin, Robi, tu unde erai acum? Deci eu, fii atent, eu am venit cu Sky, îți zic toată povestea, ca Cătălin Talent direct. Ia toată povestea. Zic. Fii atent. Deci ne-am dat pe... Ne-am dat pe chestia de bungee jumping, am mers împreună. Bungee jumping, ok. El a luat-o în față, eu m-am oprit să fac task-ul cu sculele. Acum îl văd mort. Posibil ca Oana să fie self. Vezi? Adică să fie nu... self. Da. Cum să fie self, că acum s-a dat timpul înapoi și plecam din reactor și îl văd mort. Păi și cum l-ai văzut mort? Că teoretic el ar trebui să fie jos acolo la... Păi da, era jos, unde noi. La apă rengi. Nu, nu era acolo. Era fix la ieșire din reactor, puțin mai jos. Deci s-a dus și mai... S-a dus și mai în față. Ok. Deci corpul era puțin mai jos de reactor. Acum când am ieșit la reactor, nu înțeleg. Pe Oana. De ce pe mine? Hopa. Că a vrut să spună singură engine înainte să spună persoana în caut. Nu, n-am vrut să zic nimic. Nu, nu? Nu. Deci am spus, a dat timpul înapoi, acum plecam de reactor și puțin mai jos de raport. Povestea cunoscută. Ți-am v-am spus, a stat cu mine, el s-a dus în față și nu știu. Nu mai e timp. Eu v-am zis de la început că Rodby e cam suspect, da. Da. E bătaie între cei doi. Ce ai votat, so? Poate mă șel. Votați. Că Sky ori era clonat, ori nu înțeleg. Nicușoare. Gata. Trebuia să votez. Am scăpat Oana. Bazma curată, dar o să rămână sas Oana cu Rodby, că s-au certat mai devreme. Ok, ok, ok. Scenery e efectiv servietă, deci n-ai ce să-i mai zici. Ne plimbăm puțin pe aici. Dăm un fake task. Cred că s-a încercat un kill și... Ăștia stau toți... Băi, dar cum se face că toți mor lângă mine? Nu știu. Da, cum se face? Deci Rafa, tu acum ai fost cel mai mult cu Sinner. Ok, da. Iar e Rafa, nu cred. Nu, Rafa acum era cu Sinner. Eu eram pe Robi, că și Robi atât eram. Am făcut un task acolo fix la spawn, la chestia de nisip și după am dus spre storage, dar n-avem cum să-l mor pe Sinner, că gen... Oricum, avem vampir, țineți minte. Erau... Deci amândoi acum mergeau spre storage sau? Țineți minte că avem vampir. Nu eram lângă el, da? Erați amândoi unde lângă altul. Dar nu i-am dat animație de kill, gen. Nu, nu i-a dat animație, nu. A murit de spatele meu. Ai văzut că la spawn sunt numai protecții de alea, gen, n-are cum să fie mușcat. Da, corect. E imposibil, că... Corect. De-aia și stăteam în spawn, că n-ai cum să mori. Gen, decât dacă stă cu animație. Oana și vrea să pară inocentă. Păi aia, nu înțeleg. Bă, e complicat. Chiar nu știu, chiar e complicat. E cu șmecherii. E cu Rafa șmecherii. Pică mereu impostor, nici nu știu ce să cred. Zi Nicușor, convinge-mă. Zi Nicușor, zi tu, ce ai votat? Nicușor? Nicușor. E cu delay Nicușor. Na, e mai greu. Nicușoare. E mai greu. Keep. Na, da, skip, nu știu. Skip. Dacă Nicușor a spus skip, keep e.
chip. Ai, ai, ai. Da, hai și noi, Dani Dan. Hai, Dani Dan. De pe Iuliu Maniu se știe. Bun, lumea chiar o vrea pe Oana afară. Bă, frate, bă, ce se întâmplă? Deci a murit Sinner, ok. Nu știu cine l-a omorât, că nu eu l-am omorât. Eu nu aveam cum să-i dau bite. Deci eu chiar nu aveam cum să-i dau bite. Mamă, Rocean e grav rău de tot cu Rocean. Ok. Ținem, suntem, mamă, și Soia fix după Rocean. Hai repede, dar pierdem secundele, că nu ne scade kill cooldown. O lăsăm pe Rocean să-și facă talentul. Mamă, zici că e asasinată, ești nebun. Uite-te și tu, stau ambii killer lângă ea. What the fuck se întâmplă? Ce se întâmplă, mă? E gata, Oana. Oana, doamne, Rocean. Dar de ce nu s-a dat ăsta? Hai că ne deghizăm toți. Mamă, a fost killerită, efectiv, Rocean. Aia trebuie să înțelegeți voi. V-am zis că e Rafa, că Rafa pică numai impostor. Nu e posibil ca Tif dau pe Rafa și mor eu. Cum vine asta? Cum vine? Cum pică doar Rafa? Păi, poate că aveam protection, dar nu are sens. Nu știu că nu are logică. Deci ascultați-mă un pic. Zici că eram ca în filme, deci Rocean era zniciu, era în dreapta sus și efectiv eu cu Sou blocam ambele intrări. Dar știi ce am făcut? Nu, n-am blocat. I-am dat silence. De ce mai omoră? De ce? I-am dat silence lui Rocean. Cu 3 imposters. Oh. Ok, lume, sunt detectiv, examin pantofi, picioare, urme. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Investigate, sus. Unpetrify, what the... Petrify-ul e de la un... înseamnă că avem Meduza în match. Avem impostor Meduza care dă stun playerilor. Aoleu, m-am speriat. Aoleu, ce pot? Cât de repede. Bă, dar vă place rău aici. Cred. În... Ia zi-mă, Sami. Cred că Sami a vrut să ne... A vrut să ne arate că el nu este Joker-ul. O să dăm și noi pe el din greșeală. Mă crezi că am dat din greșeală? Nu, e Joker, e Joker. Erau luminile luate și n-aveam cum să dau. Da, mi nu-i fi clau. Da, mă, dăm din greșeală, bă, Sami. Joker. Bă, n-are cum să fie Joker, Sami, pentru că Sami era la o 2, acum era pe alea aia, spre electrică. Bă, nu știu, am dat. Nu fie Joker, uite de care nas roșu. A, și... Da, mă, e Joker. Joker e Jester. Are tot circul cu el. Hai, schimb. Joker e Jester, gen, nu? Pe el. Da, e Jester. Ia uite-mă că n-a ieșit. Wow, gen, chiar. Care și-l-a fătat pe Joker, horror. Ce-au cu mine, mă. Da, nu știu, sesiunea asta e... Joculețe. E nebună, pur și simplu. Non-stop se dă emergency. Da. Ok, cineva a reparat luminile. Și acum nu mă voi duce să fac task-uri, mergem și noi așa. Rocean poate îmi dă direct bucata. Nicușor. Eu trebuie să găsesc un corp, cred, și să dau investigate pe el. Cred. Asta cred eu că trebuie să fac. Nu știu nicio foarte bine. Hai să facem astea două. Ia. Kill oricum se face undeva ascuns ca lumea. Avem o meduză în joc. E mor de ceva vreme, Daribel. Da. Avem o meduză în joc. Unde l-ai găsit? Nu știu, partea asta din stânga la admin, dar în colț, știi? Adică nu la admin, ci în afara adminului, în stânga. Unde ai, ce ai acolo? Roata aia de învârtit sau ce? Cred că roata, da. Aha, da. Nu știu, n-am văzut. Păi eram mulți, o doi acum. Eu acum eram la admin să mă duc. Era cineva care acum... A, tu erai mergeai spre specimen? Da, eu eram. Ah, ok. Căutam corpul. Hai, skip la Dani Dan. Skip. Nimeni deci, important nu practic, a murit. Rip Dani. Wow. Practic ce se întâmplă este că eu trebuie să văd pașii. Nicușor, dacă vrei, corp. Astăzi, nu, poți stai și mâine dacă vrei. Nicule! Da! Dă hai, Nicule, votează! Dă like! Bun! Bun, are sens. Deci eu trebuie să văd pașii care pleacă dinspre corp. Da, deci când o să dea kill pe cineva, probabil o să plece de la corp, corect? Eu atunci văd pașii. O să încerc să dau asta cu pașii acum, să vedem care e situația. Bun. Deschisă ușa. Rocean, nu știu ce face. Stă solo. Deci asta cu sus sunt pașii playerilor. Roșu, galben,
gri, am înțeles ideea. Roșu. Deci, practic, eu trebuie să văd corpul și apoi să dau abilitatea. Și văd exact pașii killerului. Cam asta ar trebui să fie în teorie. E un pic mai dificil de făcut. Hai să facem repede luminile. Uite, vezi, eu acum ar trebui să văd doar la Robica. Da, am văzut la Robica și la Roșan. Roșan văd că a venit de pe aici. Om, dar nu e bine că dau abilitatea așa, că acum dacă văd corpul... Da. Facem task-urile măcar, dar am făcut cam multe runda asta. Cred că au plecat câteva kilane. Este că au plecat băieții de aici. Mai mergem în specimen să vedem dacă e corpul acolo. Dacă nu e, nu e. N-avem ce să facem. Nu e, mamă, și am și task lung aici. Da, killerul nu dă. Cine te-a pețit ca Robica? Robica, Robica. Deci fiți atenți, știu exact cine e impostorul cam un rol. Ok, zi, Sammy. N-a murit nimeni. Mulțumesc frumos, Max și altele. Zi, Sammy. Mamă, vreau să-l înjur pe episod pe Sinner 22. Nu sunt eu, ai trecut pe lângă Robby atunci, nu eu. Ți-am dat Petrify. Eram în spatele tău. Păi și tu de ce nu dai al Petrify? A, poți să-ți dau? Mamă, deci i-am dat eu. What? A murit Max. Ok. Nu! Doamne, era de la... Cred că Max era fink, da. Da, era snitch și n-a apucat să zic cine impostorul, bro. Eu nu știam, Sammy, că pot să-ți dau. Chiar nu știam. Robica, cine te-a petrificat, Robica? Pe mine nu m-a petrificat nimeni, mă duceam să fac luminile și... Și eu i-am dat am petrify-ul Sammy. Ah, ok. De ce a murit Max? Pe Evil Guess. Era fink și... De supărare. Dar Sammy e singurul care a dat emergency a doua oară. Da. Ca e să îi zic măsură că e un gherțoi. Îl dau afară. Dar n-am știut că poți să dau aia. Am crezut că poți să dai doar pe tine. Mă, dar n-are niciun sens. Adică eu sunt pietrificat, trece Sinner pe lângă mine și pleacă, fuge după. A trecut Rafa și cu Rodby pe lângă tine și ai devenit pietrificat. Ba nu, nu l-am văzut niciodată. Ba da. Există o probabilitate să fie... Iar ai Rafaela, a treia sau Rodby, ți-am zis. Bă, eu m-am spărea de Roșan. Nu, zice pe Rafa. M-am spărea de Roșan cu capul cela de mult. De ce da? Hai, eu mă zic că mai sunt puțin. Din întuneric, mă. Ce s-a întâmplat? Hai, Nicușor, Două. Pe Zasami, Nicușor. Pe Zasami. Sami. Bă, cum pe Sami. Bine. Bro, de ce v-ați scăpat? Vă bate, joc. Deci, nu face nimeni în task-urile. Nu, pardon, kill-uri. E free win match-ul ăsta. Păcat că-mi las specimen ăla lung acolo. Task-ul. Aia e. Cred că e Roșan și-mi dă bucata. Nu știu ce să mai zic. Deci, match-ul ăsta e dedicat task-urilor. Roșan s-a dus cu jocuri horror în stânga jos. Nimeni nu face lumina, sunt pietrificat. O, te pup, Rodby. Să-mi dea Roșan sau să-mi dea... Na, cred că Sky, cred că e omorât Sky de către Roșan sau invers. Ia stai așa. Cred că știu unde e kill-ul. S-ar putea, dacă îmi dă petrify... Rafa, zi-mi cine te-a petrificat. Eu am dat timp, avem două luni. De ce se întâmplă? Sau Florna. Florna, ai picat în țeapa. Dar nu-i țeapă, că eu puteam spamam pe Sammy ca să-l omor, că... De ce au zis Cane? Pentru că Florna stătea lângă mine și încerca să mă omoare. În continuu ziceam, ce tu ne omoară, bata, mă, cu nasul ceva. Nu ce afară, șerif, 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 jucă șerif. M-a crezut că ce sau dacă e șerif, vă rog eu frumos, hai, dați-l și voi afară, gen, că a fost Evil Guesser, l-ați omorât pe Max și altele, dați-l și voi afară pe Max, gen, pe Clorna, vă rog. Hai. Băi, am uitat de Evil Guesser, dar dacă Rafa a fost pietrificat și eu l-am despetrificat. Da, cred că s-a mi-a dat.
Păi dați schif că în șerif măcar să ne izolăm în păstorul! Vă rog, când e frică la Evil Gesser să ghecească. Ai dreptate, Sinor 22. Bă, da. Deci eu vreau să știu de ce nu îl omoare Evil Gesserul pe Clorna când a zis că e șerif. Pentru că nu riscă, de ce ar risca? Asta zic, dați schimb ca să pot să omor unul, măcar așa mor eu, capul unul. Nu, morea dacă era... Nu, dați pe mine, dar de ce? Pe mine ești șerif! Da, mă, Clorna, îmi pare rău, am auzit pe amărul de spandele meu. E ca scânsă ce l-am Eu am votat Zesami. Da, nu e Zesami, că el a mai fost pietrificat și drept. Nu știu cine mi-a dat, era întuneric acolo. Ai, ai, ai. Nu se dau kill-uri. O să ne uităm pe vitale, viadea. Nu moare nimeni. Efectiv, nimeni nu moare. Ia, ne uităm pe... Ok. Din nou, nu moare nimeni. De toată lumea. A, nu mi-arată? Sunt toți afară, oare? Cineva e în O2 de mult timp. În dropship sunt toți. Și au intrat unii în office. Cine e în O2? Că nu e mort. Asta e meci de Among Us pacifist? Ceva nu se leagă. Bă, nu moare nimeni. Toată lumea e în office. Ia via de-n pașii, nici nu înțelegi măcar. Știam că vrei să avem o discuție, că prea stăteam toți. Băi, mă, da, ce se întâmplă? Mai are cineva un task. Un task mai are cineva. Ah, da, ai dreptate, da. Vreau da, să da, știu da, cine da. E persoana respectivă. Nicu, ai făcut task-urile? Am făcut toate. Bravo, apăsați toți, toată lumea apasă tab și da. Trebuie să spuneți dacă aveți un semn galben. Cred că Dani Dan a făcut. Eu mai am așa, una, două, trei. Ce mă? N-ai cum. Mai cum, mai unul singur. De ce tot încearcă cineva să mă omoare, gen, literalmente în continuu? Dar nu moare de nimeni, de ce este cel mai pacifist meci? Păi pentru că toată lumea încearcă să mă omoare pe mine și pe mine n-au cum să mă omoare. Opa! Opa! Oana, mă, Oana, ai greșit, fratelu! 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 Dani, Clorna, Max, să faci asta. Am zis mersi că te-am pus shield de la început. Oana, uite, ai greșit, sorel amigo. Te-a salvat Robica, bă, Sami. Haideți cu task-urile. De la început are shield-ul meu. Haideți să câștig meciul până nu faceți task-ul. Bine o vota pe Robica. Dani Dent trebuie să facă task-ul, mă credeți? Ce se întâmplă? Nu știu. Oana VT. Eu n-am ce să mai fac efectiv, ce mai useless role. Nu pot să fac nimic, nu sunt corpul. Nu mai am nicio șansă să câștig, aia. Aia? Bravo, Robi. Doamne, trebuie să dau kill. Come on. Am cooldown mare la kill. Eu zic să nu facem task, să stăm așa. Haideți că vorbim. Rodrigo. Da, ține mă, Rodrigo. Opa, moment, să nu facem task. Afară, e joc, afară. Nu, eu zic să nu facem task, nu avem de ce. Rodrigo, deci Rodrigo, uitați-te pe comod. Ăla e jester. Da. Cine nu s-a dat bamut? Exact, eu sunt jester. Nu faceți task, nu are rost. Nu, nu, dați skip. Mai vreau să nu dați, nu dați. Dați-l afară, come on. Skip. Dacă e jester, nu, dacă e jester. N-are nimic să te rămeciu, că așa stăm degeaba. Nu știu cine nu face ultimul. 4 metri și de mamă. Come on. Max, Glorna, faceți ultimul task. Liniște. Am făcut de prima rundă. Hai să vorbim, așa nu mai contează. Ce faceți, mă? Nu face nimeni kill. Ce meciul ăsta? Cine era, mă? Wow, cine avea ultimul? Cine era, mă? Era șerif, mă? Kai cu Oana.